Prefectul Capitalei aproape reacționează după ce a văzut haosul din magazine în urma aplicării măsurii de a le reduce programul până la ora 18 în weekend. Alin Stoica spune că va monitoriza mai îndeaproape situația și apoi va discuta cu retailerii pentru a găsi noi soluții pentru evitarea aglomerațiilor. Am inițiat contactele pentru a cere date despre ce s-a întâmplat în primul weekend în care au fost măsurile aplicate vineri, sâmbătă, duminică, pentru că weekendul trecut doar duminică a fost aplicată măsura și pe baza datelor respective să avem apoi o discuție pe propunere de măsuri în așa fel încât să se evite aglomerațiile. Am văzut că în unele locuri au fost aglomerații, nu știm dacă tipul ăsta de dinamică a fost în toate magazinele, în alte magazine nu a fost aglomerații și atunci trebuie să vedem dacă sunt afectate mai degrabă magazinele mici de cartier sau care sunt intervalele orare și să discutăm eventuale propuneri ca să evităm aglomerarea. Așadar, prefectul Capitalei a văzut, dar încă nu s-a lămurit ce trebuie făcut. Mai monitorizează și va iniția discuții pentru a căuta soluții să se evite aglomerația din magazine. Asta se va întâmpla în primele zile ale săptămânii următoare. Să avem contacte dese în primele zile, în așa fel încât să avem datele respective, le analizăm și apoi să avem și un fel de propunere dacă trebuie. În funcție de ce date disponibile vor fi și măsurile trebuie să vizeze evitarea aglomerării, evident. Însă e destul de greu să te lupți cu sindromul cumpărătorului de weekend, de care suferă mulți dintre bucureșteni, care se înghesuie și cumpără ca și cum magazinele nu s-ar mai deschide niciodată.